cornulețe și să De vedeți post. ce fragede și bune sunt. O să spuneți, într-adevăr, sunt de post. Eu vă garantez că o să vă placă această rețetă. Ia uitați și rahatul. Astăzi facem cornulețe de post și pentru cornulețele de post vom avea nevoie de ulei de cocos, deci un ulei vegetal, ulei de floarea soarelui, margarină, 200 de grame. Apoi vom avea nevoie de două banane. Fiecare banană are circa 80 de grame după ce o cojim. Vom mai avea nevoie de un praf de sare, de vanilie, 30 de grame de zahăr. Nu punem mult, că o să le dăm și prin zahăr pudră. De zahăr brun sau zahăr alb tos. Deci 30 de grame. Apoi vom avea nevoie de circa 300 de grame de făină, 10 grame de praf de copt și 50 de grame de amidon de porumb. Apoi, pentru cornulete vom avea nevoie de rahat, cum am mai spus, făcut în casă, rahat de căpșuni. Aveți rețeta pe YouTube, pe prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Aveți și rețeta la rahatul cu cacao și rețeta la rahatul cu portocale. Și o parte din aluat vom face și mini tarte în aceste forme de aluminiu, umplute cu dulceață de cireș amare. Acestea sunt ingredientele. Și într-o farfurie vom pune bananele noastre. Le vom curăța de coajă. Nici nu veți spune că sunt de post. Deci nu veți spune că sunt de post aceste cornulete. Atât de bune sunt. Și acum voi adăuga și uleiul de cocos. Puteți pune și margarină sau un ulei vegetal, chiar și ulei de floare soarelui puteți face. Amestecăm banana cu uleiul de cocos. Acum voi adăuga și un praf de sare. Așa. Adăugăm și zahărul. Eu am optat pentru zahăr brun, pentru că dă un gust foarte bun la prăjituri. Punem și vanilie. Puteți pune și coajă de portocale, coajă de lămâie, puteți pune și rom, ce arome doriți. Așa. Și acum amestecăm bine. Și când simțim că zahărul s-a topit, atunci adăugăm praful de copt, făina și amidonul. Așa. Și acum voi da puțin deoparte compoziția de făină. Aici am 300 de grame de făină și dacă mai e nevoie mai adăugăm. Depinde cât de uscată este. Vom pune și amidonul. Și praful de copt și le unim așa puțin. Le puteți trece prin sită pe toate trei. Așa, eu am să le unesc așa. Acum mai facem așa un loc și vom pune compoziția noastră făcută cu banane, cu ulei de cocos, cu sare,
Amestecăm așa bine și dacă vedem că s-a topit zahărul, adăugăm totul peste făină. O să vedeți cât de bune sunt. Așa. Și acum începem să amestecăm totul așa. Așa bine. Și ne facem aluatul nostru. Și dacă vedem că este prea moale, mai adăugăm puțină. Și am să mai pun foarte, foarte puțină făină. Să mai pun așa puțină. Și mai frământăm. Și voi lua o bucată din aluat și îl voi întinde. Așa, acesta este aluatul, vedeți? Aluat cu banane, cu ulei de cocos. Așa. Voi scrie și ingredientele în prezentare. Voi pune aici aluatul într-o parte. Mă voi ajuta și cu puțină făină. Și vom întinde și vom da forma la cornulețe. Și acum întindem. Într-o foaie subțire. Având în vedere că nu are ou, este foarte delicat acest aluat, dar să știți că cu răbdare reușiți să-l și modelați. Așa, ia să vedem. Cred că este de ajuns, vedeți? Am făcut așa o foaie și acum cu o rotiță vom tăia ca să ne facem cornulețele. Adunăm surplusul. Așa. Și acum să facem așa. Aici avem rahatul făcut în casă. Vedeți? Și o să tăiem. Ia uitați cum arată. Rahat făcut în casă. Așa. Și vom tăia rahat cu căpșuni, cu pulpă de căpșuni. Un deliciu. Și vom tăia bucățele. Și le vom pune aici peste. Să dăm formă la cornulețe. Vedeți? Și luăm încet, încet așa și răsucim. Ia uitați. Așa. Le putem curba așa puțin și le punem într-o tavă. O să vedeți cât sunt de bune. O să spuneți, într-adevăr, sunt făcute de post. Am să aștept mesajele voastre dacă încercați această rețetă. Așa. Și le voi pune într-o tavă acum. Așa, încă 3. Și le dăm imediat la cuptor ca să și vedeți cum sunt. Și între timp noi facem tartele umplute cu dulceață de cireș și amare. Le voi pune așa într-o tavă. Și mai avem una, o punem aici alături. Și le dăm imediat acum la cuptor. Și
ca 10 minute cât facem tartele. Și vom întinde puțin. Vedeți? Și punem așa în interior. Nu le facem prea înalte. Așa. Și ridicăm așa puțin. Ia uitați. Așa. Vom tăia așa. O să luăm surplusul. Și vom așeza aici peste. Așa. Iată. Și acum să le umplem. O ceață de cireșe amare și o să punem. O să punem mai întâi în forma noastră, dacă vrem să facem în forme. Puțină dulceață, nu punem prea multă că sunt mici. Așa, vedeți? Cu o furculiță, noi o să apăsăm așa, nu știu dacă se vede, ia să încerc așa. Ia uitați, așa. Și deasupra putem pune o floricică, putem pune ceva. Așa. Acestea sunt făcute în aceste forme. Sunt cam înalte. Deci am optat să vă arăt și așa. Și aici punem puțină dulceață. Nu puneți prea multă ca să nu curgă. Așa. Iepurașul nostru și îl așezăm aici peste. Iată. Îi punem și morcovul. Iată, ce frumos, imediat vi-l și arăt. Să luăm și veverița și o așezăm aici peste. Aici avem rahatul făcut în casă, ia uitați cum arată. Cu căpșuni, cu pulpă de căpșuni. Să încercați să vedeți cât este de bun. Spuneți că mâncați pur și simplu căpșunele. Așa, am să le dau și prin zahăr pudră, să fier bine. Vedeți? Și acum le dăm la cuptor. Tot așa, câteva minute, în jur de 10 minute, nu mai mult. Ele sunt calde și le dăm prin zahăr. Vedeți? Și le așezăm așa frumos aici pe platou. Așa. Cornulețe cu rahat făcut în casă. Să le pun pe șervețel mai bine, ca să le tăvălesc mai bine. Așa. Așa este mult mai bine. Vedeți? Ia uitați. Ați văzut că nu am pus prea mult zahăr în interior, ca să nu fie foarte dulce, că și rahatul este dulce, și le și pudrăm. Sunt fragezi, acum sunt calzi, dar am să încerc să rup unul. Așa. Să vă arăt, ia uitați-l, vedeți? Cum arată cu rahat făcut în casă. Un deliciu. Și aceasta este rețeta de cornulețe de post. Ia uitați, sunt o bunătate, o bunătate, un deliciu. Cu rahat de casă. Să-l încercați, să încercați acest rahat, să vedeți cât este de bun. Așa, am să pun. Am să pun chiar această poză, ca să aveți... Ca să știți că sunt făcute cu rahat, aceasta o mănânc eu. Este un deliciu. Mm. Mm. Și să vă spun și ingredientele.
Deci pentru aceste cornulețe am folosit 200 de ulei de cocos, dar puteți folosi și ulei de floarea soarelui sau margarină, cine folosește margarină. Să știți că și margarina este bună. Așa, deci 200 de ulei de cocos, am pus două banane și fiecare banană a avut în jur de 80 de grame, deci cam 160-170 de grame de pulpă de banane, un praf de sare, am pus 30 de grame de zahăr brun, zahărul brun dă un gust foarte bun de caramel așa la prăjituri, mie îmi place foarte mult, dar dacă nu aveți, puneți zahăr normal. Apoi, am mai pus vanilie, am pus circa 310-320 de făină albă, 10 grame de praf de copt și 50 de grame de amidon de porumb. Și la cuptor avem tartele, umplute cu dulceață de cireșe amare. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru vizionare. Vă mulțumesc foarte mult că mă susțineți, că mă urmăriți, că îmi distribuiți, că mi-apreciați rețetele. Vă doresc multă, multă, multă sănătate. Vă mulțumesc din suflet încă o dată. Vă doresc o zi frumoasă.